Cartea cu titlul În exil. Capitolul al cincilea. Iarna rece trecu ca în zbor și primăvara veni în țară, odată cu Paștele, timpul învierii. Totul părea să reintre în mersul lui firesc. Dacă ar fi cercetat cineva la rând casele, aproape peste tot ar fi văzut schimbări. Ori era un om mai puțin la masă, ori se aflau doi sau trei oameni în plus acolo. Unii muriseră, alții se căsătoriseră, în vreo casă veniseră noi cetățeni micuți ai pământului. Numai în moara lui Cozima părea că totul rămăsese așa cum era. Nimeni nu lipsea și nimeni nu venise. Nimeni? Era totuși cineva nou acolo. Străinii, într-adevăr, nu îl săreau, dar locuitorii morii, care credeau în el, îi simțeau prezența. Ei știau că el stă cu ei la masă. Lui se predară cu trup și suflet, iar în timpul somnului casa și curtea. Lui îi încredințau la sculare toate grijurile vieții. Da, îi se simțea apropierea. Și Cozima o simțea. Vedea prea bine cum convingerea Anei, care o fericea atât de mult în exilul ei, trecu treptat și la cei doi ucenici și la bunică, și că nici Andrei nu rămase neimpresionat. Morarul știa că el contribuise la aceasta când, cedând rugăminților fetei, introdusese meditația familială. El însuși citea un text dintr-o carte de meditații zilnice. Apoi se cânta o cântare, iar Ana se ruga. Așa se începea și se sfârșea o zi. Cozima simțea că odată cu cuvântul lui Dumnezeu, scos iarăși la lumină din pulberea trecutului, pătrundea și o anumită putere în inima lui. Facă ce-or vrea, gândi el. Oricum nu mi vor împărtăși convingerea. Pentru aceasta e nevoie de mai multă putere morală. Ei bine, din partea mea poți să ai răspândită superstiția că Hristos a înviat, numai să țină poruncile lui Hristos. El simțea că acum îi era mult mai ușor să trăiască după gândul lui Hristos ca mai înainte când era singur. Doar un lucru îi era greu. Andrei nu mai mergea cu el. Pur și simplu, el concreștea cu Biblia. Toate celelalte cărți își pierdură pentru el valoarea. Dar când Cozima, ca să-i facă Anei o bucurie, îi cumpără de Crăciun cărțile care îi fuseseră arse odinioară la ea acasă, bucuria ei nu fu mai mare ca cea a lui Andrei. În cărți erau anunțate și altele. Andrei le cumpărară și pe acelea, el comandă, de fapt, tot ceea ce el putea introduce mai bine în Biblie. Dar ce avea valoare mai mare, nu numai el citea cărțile, ci lăsa și pe alții să le citească. Ana citea iarăși din Biblie în căsuța din pădure, unde se adunau mai multe femei. Dar cum se făcea oare că femeile o vizitau pe Dorca Zimăn, cea atât de disprețuită odinioară? Ei bine, ea făcuse un pas care o uimi chiar și pe Ana. Ea mersese din casă în casă, își recunoscuse oamenilor păcatele, ceruse iertare bărbaților, care de fapt ar fi trebuit să-i ceară ei iertare, precum și femeilor, dintre care multe o nedreptățiră fără motiv. I-a spus ea cu ocazia aceasta că deoarece Fiul lui Dumnezeu îi iertase totul și o împăcase cu Dumnezeu, și ea voia să se împace cu oamenii ca să poată începe o viață nouă. Deoarece acum doamna Zimăn mărturisea neîncetat că Iisus Hristos îi iertase păcatele, ca și marii păcătoase din Evanghelie, și că aceasta se petrecuse pe vremea inundației, oamenii îi spuseră că ea-și pierduse mințile din cauza marii sperieturi. Dar nebunii rare ori mai sunt judecați. Femeile începură să o viziteze pe Dorca Zimăn. Îi aduseră comenzi pentru lucru de mână, astfel că abia de mai prididea cu lucrul, care
îi era plătit cum trebuie. Ca să nu o irite, la început niciuna nu răspunse nimic la vorbele ei. Treptat începură însă și ele să mediteze la cele auzite. Meditară mai ales, îndelung, la ceea ce citise Ana Somora. Începură să o cheme prin case. Vină și la noi, dragă. Ce citești tu este așa de adevărat. Trebuie să audă și bărbații. Totuși, bărbații mergeau seara mai cu drag la Cozima. Ana citea totdeauna numai din Sfânta Scriptură, în vreme ce la Cozima se puteau auzi și despre țări străine. Ea citea numai că cineva trebuie să se pocăiască și să înceapă o viață nouă. Aici ei puteau învăța ceva despre agricultură, pomicultură și creșterea albinelor. Oricum ar fi acționat ei după vorbele pe care li le spunea morarul, dar de când cu inundația, morarul câștigase în fața lor și mai mult respect. În ziua care urmase, după inundație, se văzuse cum își stricase el pășunea numai ca să-i salveze pe ei. Uneori venea vorba în discuție și despre lucrurile divine. Atunci Cozima era de părere că omul trebuie să trăiască așa cum a trăit Hristos. Dacă oamenii obiectau că sunt niște păcătoși, le arăta în Biblie pasajul din Isaia 1. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Reuși chiar să aplaneze niște certuri care durau de ani de zile și să anuleze toate procesele. Ei înțeleseră că prin aceasta se umpleau numai buzunarele avocaților. Unii dintre ei se lăsară de băut, de fumat și de înjurat, chiar și de mers la cărciumă. Cu toate acestea, chiar și celor mai serioși dintre ei, li se părea că este imposibil să trăiască așa cum trăia Cozima. Ei credeau de fapt că Dumnezeu nu se mai gândește la viața cea veche, că se uită numai la ce e bun. Totuși, conștiința lor nu le dădea liniște. Odată, una dintre femeile care o vizitau pe Dorca Zimăn, o mamă cu fiii mari, început să-și plângă cu glas tare păcatele în mijlocul nopții. Ea își ruga bărbatul și copiii să ierte, din cauza rănilor lui Hristos, tot ce le greșise. Nu plânge, mamă, o mângă iară fiii. Noi te iertăm bucuros și dacă înveți de acum să faci numai binele, atunci totul este în ordine. Dar vina mea, ce va fi cu vina mea înaintea lui Dumnezeu? Strigă femeia frângându-și mâinile. Ce folos dacă mă las azi de rău și încep o viață nouă când psalmistul spune, înaintea ta stau nelegiuirile noastre. Dragii mei copii, voi înși vă aveți copii și știți că tatăl a avut adesea motive să vă pedepsească. Când l-ați supărat, nu a spus numai încetați și faceți bine, ci v-a și bătut. Și voi vă bateți copiii când o merită și este drept așa. Și eu am meritat pedeapsa pentru că l-am supărat foarte tare pe Dumnezeu, Tatăl meu ceresc, și nelegiuirile mele stau înaintea lui. Bărbații stăteau nemișcați și tăceau, ca și cum ar fi turnat cineva cu apă peste ei. Dintr-o dată, întreaga familie simți că nu numai nelegiuirile mamei, ci ale tuturor stau înaintea lui Dumnezeu și El e un Dumnezeu sfânt, care poate pedepsi. În noaptea aceea nu prea dormiră. Fiecare se sucea fără odihnă în patul lui. Este chiar așa, se gândea țăranul. Când încep ceva nou, trebuie ca ceea ce este vechi să înceteze. De-abia atunci poți îmbrăca o haină nouă, când ai dezbrăcat-o pe cea veche. Cum ai putea îmbrăca peste cea veche? Cozima este desigur un om deștept și cinstit. Dar aici greșește. Noi trebuie să facem ceva ca să scăpăm de păcate.
Poate că putem afla adevărul dacă citim în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu, cum se face la moară, și nevastă mea ar putea fi izbăvită de chinul inimii ei. Doar ea nu este nici pe departe cea mai rea. Cum trăiesc ceilalți și ei nici nu se gândesc la asta? Oare ce s-a întâmplat cu ea? În sfârșit se liniști țăranul. Din ziua aceea, începu și în casa aceea să se citească Biblia. Dar pentru că nu se rugară după iluminarea Spiritului Sfânt, adevărul divin le rămase acoperit și multe lucruri fură explicate în mod greșit. Căci nicio profeție n-a fost adusă vreodată prin voia unui om, ci niște oameni sfinți au vorbit de la Dumnezeu, fiind mânați de Spiritul Sfânt. De aceea, numai fiind luminați de Duhul Sfânt, pot oamenii să priceapă Biblia. Aceasta explică și de ce o măicuță simplă, care de-abia poate citi, adesea cunoaște mult mai bine cuvântul lui Dumnezeu decât cel mai învățat profesor de teologie. Cartea cea sfântă este un dar al inimii lui Dumnezeu și de aceea poate fi înțeleasă numai cu inima. Capitolul 6. La Cozima, înainte de sărbători, se zugrăvi proaspăt întreaga casă. Curățenia și mutatul mobilei luă multe lucruri, dar acum era deja totul gata, în afară de camera morarului. Aici făcea curățenie Ana. În timp ce ștergea cu o cârpă umedă orice pată de var de pe mobilă, îi sări în ochi dulapul cel mare al lui Andrei. În timp ce dulapul fusese mutat, îi se slăbise cârligul care ținea balamalele ușii. Cheia era în ușă, dar când Ana mișcă ușa, aceasta căzu de tot și, spre groaza ei, căzură în același timp și o mulțime de haine din dulap. Cârligele se desfăcuseră. Fata a început să pună la loc hainele, dar se opri deodată și privi uimită 3 piese de îmbrăcăminte. O uniformă de ofițer croită dintr-un postaf fin, pantaloni, haină și banta. În dulap zăcea o cutie de carton răsturnată în care se vedea un chipiu, iar în colț atârna în teaca ei o sabie împreună cu cingătoarea. Cum ajunseseră aceste haine în dulapul calfei lui Cozima? Că nu era o uniformă obișnuită. Fata își dădu seama după stelele și gaitanele aurite. Nimeni nu-i răspunse la întrebare, astfel că așeză din nou hainele în dulap și puse chipiul înapoi în cutia de carton. Apoi ridică de jos o hârtie care ieșise din manta și vreau să o pună iarăși la locul ei. Era o carte de vizită cu un nume sunând străin și câteva cuvinte erau scrise pe ea. La moara cu aburi, 10 pași distanță, totul e aranjat. Ana nu înțelegea deloc ce putea să însemne aceasta. Nu-și putea nici explica ciudata îngrijorare care se strecuraseră în ea și de aceea fu aproape bucuroasă când intră Andrei și putu să-i spună ce se întâmplase. Uite asta, spuse ea, după ce el închise ușa, dându-i cartea de vizită. A căzut din mantaua aceea. Dar se sperie când văzui expresia ciudată de pe fața lui palidă. El luă repede cartea de vizită și o mototoli în mână. O asemenea expresie este de obicei pe fața unui om când calcă în picioare ceva scârbos. Te rog, Andrei, nu fi supărat pe mine că ți-am umblat în lucruri. Ar fi trebuit să te chem, se scuză fata. Totuși, mimica feței lui părea să o roage să tacă. De aceea, ea se apucă iarăși de lucru. El se duse la fereastră și își lipi fruntea de geam. Când fu aproape gata, Andrei se duse la ea,
Îi înmână o hârtie scrisă des, îi făcu o plecăciune adâncă, ca totdeauna când erau singuri, și se îndepărtă repede. Nu te mira de emoția și comportarea mea, stătea scris pe bilețel. În mâna ta se afla un document care dovedește nelegiuirile mele. S-a înaintat o mare plângere împotriva mea și absolut nimic nu o poate înlătura. Aproape că aș dori să mă poți înțelege. Dacă aș avea voie, ți-aș spune totul. Dar de ce să-ți rănesc inima? Cum am mai putea locui apoi sub același acoperiș? Știu că acest lucru m-ar ușura, dar nu mi pot permite această ușurare. Nu. Soarta mea este să tac și să sufăr. De multe ori citea Ana aceste cuvinte și toată ziua se gândi la ele. Andrei îi făcea nespusă milă. Văzuse ea de mult timp că la pază ceva greu, dar credea că e vorba despre muțenia lui. El era tânăr și cu siguranță că nu fusese mut de mic, deoarece avea un auz foarte bun. Acum vedea că adânc înăuntru lui zăcea o cu totul altă boală. Ea se numea vină. Nimic nu putea șterge, scria el. Se poate. Totuși, sângele lui Hristos ar putea să o facă. Oh, ce bucuros i-ar fi spus ea asta bietului de el. De ce nu avea voie să vorbească? Cine i-o interzicea? Credea el că o să-i fie apoi greu să trăiască în apropierea ei? Dimpotrivă. Cum să trăiască ea acum lângă el, să știe de marea lui suferință și să nu-l poată mângâia? Nu numai în ziua aceea, dar nici în zilele următoare nu putea Ana să se gândească la altceva, fie că îl vedea pe Andrei, fie că nu. În sfârșit, într-o seară, după ce Ana citise lucruri atât de minunate despre marea dragoste de păcătoși a lui Dumnezeu, încât pe Golgota s-a deschis din inima lui Hristos un izvor de sânge scump pentru ștergerea tuturor păcatelor și nelegiuirilor, tânăra fată primi siguranța lăuntrică că putea să vorbească cu Andrei și să-l roage să-și ușureze inima necăjită printr-o mărturisire. Deoarece oricum nu putea să adoarmă și era încă îmbrăcată, stinse lumina, se înveli cu un batic de lână și se furișă tăcută în noaptea de primăvară, luminată de lună. Afară domnea o liniște tainică. Ana se duse spre stăvilar și se așeză pe băncuța joasă de piatră. La picioarele ei murmura părâul. El se grăbea cu șerpuituri în jos, pe lângă sat, până la marea cea întinsă. Moara stătea tăcută. Mâine, oamenii vor sărbători moartea celui mai bun om. Trebuie să o sărbătorim, spuse Cozima. Și pentru că astăzi cei doi ucenici plecaseră la confirmare, el le pregăti și lor o zi de sărbătoare. Moartea mielului nevinovat al lui Dumnezeu a început, de fapt, din seara asta, gândi Ana și privi la munții iluminați de lună. Cam așa va fi iluminat odinioară luna și muntele măslinilor și grădina Ghețiman. Da, așa va fi iluminat ia locul unde dormeau discipolii, dar și locul unde Domnul Iisus Hristos stătea îngenunchiat, singur și părăsit, și suferea. Da, suferea îngrozitor, până ce picături mari de sânge i-au umezit fruntea. Deodată Ana tresări puternic.
Tăcerea adâncă care domnea aici fu întreruptă brusc de niște pași rari. Ea își închipuise atât de viu ceata de soldați cu Iuda în frunte, încât îi se păru că vine într-adevăr discipolul trădător. Dar când se întoarse, de pe buze îi scăpă un bucuros: Andrei! Dumnezeu însuși îl trimisese pe tânăr până la ea. Era nefericit, trist, și ea putea să-i povestească cât de mult a suferit odată Fiul lui Dumnezeu și pentru păcatele lui. Putea de asemenea să-i spună și că Dumnezeu cel Sfânt nu mai cere nimic de la el, cu condiția ca el să primească cu credință grația dobândită prin suferințele și moartea lui Isus. Și tu ești pe afară, Andrei? Începu ea după ce se salutaseră și îi făcu loc lângă ea. El alesese o stâncă mai joasă de la picioarele ei și se așeză. Lumina lunii îi lumina întreaga făptură. Ana se bucura de lucrul acesta. Putea astfel să-i vadă cel puțin bine mâinile, ca să poată discuta în voie. Firește că fata nu se aștepta ca să înceapă el, astfel că începuia. El avea nevoie de mângâiere și ea o avea. Îi povesti deci gândurile ei despre minunata suferință a lui Hristos în Ghețimani și pe Golgota pentru păcatele amândurora. Se vedea pe fața tânărului cu câtă atenție asculta. Deodată se uită în sus la ea. Ana, cât de mari sunt păcatele mele, nu ale noastre, cum spunea ea din iauri. Văd de-abia acum, pentru că el a trebuit să sufere din pricina lor. Îi zise el în limbajul semnelor și apoi lăsă să-i cadă capul în mâini. Lângă apă se făcu liniște. Ana se sperie. Ce era aceasta? În loc să-l mângâie, cuvintele ei îl mâhneau și mai mult. Andrei, dar el a suferit deja. Deoarece păcatul era mare, trebuia să urmeze și o pedeapsă mare. Dumnezeu nu poate pedepsi de două ori, zise ea liniștit, totuși cu convingere. Capul lui se înălță iarăși. Crezi că el nu va mai pedepsi? Întrebă el. Pe fața palidă se așternu o mare uimire. Andrei, ai pedepsit pe cineva de două ori pentru aceeași faptă? El negă. Totuși se vedea acum la marele gând că păcatul și-a primit deja pedeapsa, în lăuntrul lui se dădea o luptă. O, Ana, fie ce-o fie, fie mă vei trăda, ceea ce este imposibil, fie te vei îndepărta pentru totdeauna de mine, totuși trebuie să-ți spună cine stă lângă tine. Apoi îmi vei spune dacă sângele lui Iisus Hristos îi este de ajuns Dumnezeului cel Sfânt pentru ștergerea păcatelor mele. N-am fost din totdeauna calfa lui Cozima, după cum nici el nu este un morar obișnuit. Părinții noștri aveau două mari mori cu aburi la Dunăre. Eu am absolvit Politehnica, mi-am dat examenul de inginer și m-am anunțat ca voluntar la armată. Aici am reușit în scurtă vreme să iau și examenul de ofițer. Așa că am rămas în armată. Viața fără griji și ușuratică de ofițer îmi pria și îmi făcea pe atunci tot atâta plăcere pe cât o regret astăzi. Ca singurul băiat și cel mai tânăr, surorile erau deja toate căsătorite. Fusesem foarte răsfățat și aveam banii din belșug, căci tatăl nu era zgârcit cu iubitul lui. Firește că
ne distram din plin. Eram niște tovarăși de distracții zgomotoși, toți atei, trăiam numai pentru noi înșine, fără vreun folos pentru oameni. Între timp, tatăl meu a avut un proces cu vecinul lui Cosima. Cosima a pierdut și, de supărare, a murit. Iar moara a fost preluată de fiul lui, pe care noi îl păgubisem foarte mult. Mie nu mi prea apăsa de asta, deși îmi spusese un avocat că lui Cosima i se făcuse nedreptate. De-am fi pierdut noi, mie mi-ar fi lipsit mijloacele pentru traiul meu risipitor. Dar tânărul Cosima s-a răzbunat pe nedreptatea suferită într-un mod ciudat, așa cum numai el putea. Era toamnă. Regimentul nostru se afla în vecinătatea locului meu de naștere, orașul Z. Noi, ofițerii, ne plictiseam și ne petreceam timpul cu tot felul de lucruri prostești. Comandantul șef era cel mai bun prieten al meu, Eduard Zamek. Țineam foarte mult unul la altul, așa cum se pot iubi doi oameni ușuratici. El m-a dus în casa unui fabricant în P și mi-a prezentat-o pe fiica acestuia drept logodnica lui. Am vizitat această casă până ce regimentul nostru a fost mutat din set. Deoarece logodnica lui Eduard dorea să meargă la țară, sora mea, care era căsătorită în set, a invitat-o la ea. Eu însumi nu știu cine a făcut-o, dar niște limbi rele au sădit neîncredere față de mine în sufletul lui Eduard. I s-a spus că eu și întreaga mea familie făceam ce puteam ca să-i furăm logodnica. Dumnezeul Sfânt și atot știutor îmi este martor că sunt total nevinovat în chestiunea aceasta. Totuși, Eduard a dat crezare zvonurilor. A venit, a făcut logodnicei lui din gelozie reproșuri și în cele din urmă a jignit-o în așa hal încât ea i-a trimis înapoi inelul de logodnă și a anulat legătura. Începând cu acea clipă, el m-a negrit folosind toate mișloacele și mă jignea permanent, până ce a făcut-o odată și în public. Eu nu-l cunoșteam pe Hristos și porunca lui de a ierta pe dușmani. Foarte mândru de onoarea mea de ofițer, nu voiam și nu mai puteam să rab din insulta. L-am provocat la duel și el a primit. Toate încercările prietenilor de a ne împăca au eșuat. Am ales pentru duel locul de lângă moara lui Cosima. Oh, dacă ar fi venit mai înainte cineva și mi-ar fi spus: astăzi ești dezonorat, dar nevinovat. Mâine însă vei fi pângărit pentru totdeauna cu sângele fratelui tău. Dar n-a venit nimeni. Și eu m-am dus. La răsăritul soarelui au venit martorii noștri, medicul, și în cele din urmă a apărut și Eduard. Când stăteam cu arma unul în fața celuilalt, mi-a trecut brusc prin minte că el era cel mai bun prieten al meu și că motivul duelului era de fapt foarte neînsemnat. Conștiința s-a trezit în mine. Martorii au încercat încă o dată să realizeze împăcarea. Eu eram pe punctul de a-l ierta, dar Eduard s-a uitat țintă la mine și a spus dur: între noi nu mai există împăcare, căci nu mi-au vorbele înapoi. Armele trebuie să decidă. Ele au decis. Am tras amândoi și am nimerit bine amândoi. Pe el l-au dus rănit de moarte în orașul Z, pe mine aparent pe moarte în moara lui Cosima, pe al cărui teren se desfășurase duelul. Eu nu știam ce se întâmplă cu mine. Domnul Cosima a căpătat de la prietenii mei promisiunea de a nu trăda niciodată cine mă luase la sine. Am zăcut la el mai mult de o jumătate de an grav bolnav.
Între timp, el își vânduse moara, luase alta în arendă, la mare distanță, și m-a dus acolo. Când m-am vindecat, s-a mutat într-un alt ținut al țării, cu totul opus. Într-acolo m-a luat și pe mine, totuși sub un nume de împrumut și drept calf al lui. Am învățat la el și, după exemplul lui, să prețuiesc valoarea unei vieți folositoare. De fapt, el nu mi-a spus niciodată că Eduard a murit, dar felul în care căuta să mi-o ascundă l-a trădat curând. Știam că îndată ce se va afla locul unde eram, urma să fiu pedepsit cu închisoare și cu pierderea gradului de ofițer. Pentru lume, sunt deja mort. Ai mei m-au plâns deja multă vreme ca fiind mort. Era o adevărată binefacere pentru mine să-mi ostănesc corpul zi de zi cu munca aspră. În munca aceasta se afla singura posibilitate ca să uit că mi-i pătase mâinile cu sânge de frate. În timpul bolii pierdusem cel mai prețios bun al omului, graiul. Ce să fi căutat atunci printre oameni cu un asemenea semn al lui Cain? Buzele care ar fi putut să salveze viața fratelui cu un cuvânt de iertare, dar n-au făcut-o. Acum nu mai puteau să rostească vreun cuvânt. Cosima m-a adus la convingerea că atunci când omul încetează să păcătuiască și începe o viață nouă, totul este lichidat și pus la punct înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu eram fericit, simțeam totuși în unele clipe bucurie la gândul că duc între oameni o viață folositoare. De fapt, când prietenul meu mort stătea înaintea mea în nopți fără somn, îl rugam adesea pe binefăcătorul meu ca să mă lase să plec, întrucât mi se părea că pedeapsa cu închisoarea mi-ar aduce ușurare. Degeaba. Este păcat de fiecare zi petrecută fără rost și în închisoare ești condamnat numai la un asemenea fel de viață. Dacă prietenul tău este mort, atunci impune-ți această pedeapsă cu mult mai grea. Taci și fă binele. Cu pierderea libertății și a onoarei nu se pot face cele întâmplate să nu se fi petrecut niciodată. Spunea el și trebuia să-i dau dreptate. Dar apoi ai venit tu și ai adus cartea cărților. L-am cunoscut pe Dumnezeu și mărimea păcatului meu. Niciun ucigaș nu are viață eternă. Scrie acolo într-un loc. În altul, iarăși, dacă păcatele voastre sunt cum e cărmâzul, se vor face albe ca zăpada. Iar altul sună. Întoarceți-vă și veți fi salvați toți de la marginile pământului. Ah, mă întorc la el. Știu, o simt deja că învățătura lui Cosima nu poate rezista. Ea este bună pentru el, un om cinstit, dar nu pentru mine, căci eu sunt un ucigaș. Nu ajunge numai să lași răul și să faci binele. Trecutul trebuie șters și anulat. Altfel nu există pace. Mâinile care înlocuiseră vorbirea căzură obosite în jos. Capul tânărului căzu pe piept și pe obrajii palizi picurară lacrimi. Ana, care numai cu mare greutate putuse pricepe totul, ba uneori trebuise să se ajute de propria imaginație, înțelegea cum nu se poate mai bine acest sfârșit. O inimă compătimitoare înțelege totdeauna pe una tristă. Ea plânse împreună cu el frumoasa lui tinerețe ruinată, viața lui fără Dumnezeu și Hristos, păcatul lui, pe care nimeni nu-l putea face să nu se fi întâmplat, nefericirea și întristarea lui. Totuși, dintr-o dată încetară amândoi să mai plângă. El pentru că era mângâiat prin compătimirea ei, ea pentru că își adună gândurile. Tu mă plângi și nu mă condamni, ci mă compătimești?
Da, Andrei, îmi pare rău pentru tine. Cum aș putea să condamn? Acolo unde Iisus deja a iertat și a ispășit cu sângele său. Hristos a murit odinioară pentru păcatele întregii lumi, deci și pentru ale tale. Acum el strigă: eu îți șterg fără de legile și nu mi-mai aduc aminte de niciunul dintre păcatele tale. Întoarce-te la mine, nu te teme, căci eu te-am izbăvit. Poți să primești aceasta încă azi prin credință, Andrei. Dumnezeu Tatăl l-a lăsat pe Fiul Iisus să sufere în Ghețimani și să fie ucis pe Golgota, pentru că tu ai ucis. Tânărul sări în picioare, își apăsă mâinile pe piept, apoi făcu o plecăciune și o lăsă pe fată singură. Ei, acum era limpede de unde proveneau frumoasele lui plecăciuni. Totdeauna îi se păruse Anei că el e prea distins pentru o calfă de morar. Dar ce-l trădează pe om cel mai repede? Graiul. Asta îi lipsea. Bietul Andrei. Și el era în exil, departe de ai lui dragi, și aceștia îl jeleau. Dar cineva care îngăduise acest exil venise împreună cu el și aici, cu toate că el nu-l cunoștea. Domnul Iisus. Fata căzu pe genunchi în rugăciune fierbinte. Ea se rugă ca Domnul să se lase găsit de bietul pierdut și ca el să poată gusta curând adevărul cuvintelor. Vreau să vă dau odihnă și pace. Cred că Domnul Iisus mă va asculta. Cu această exclamație ce exprima izbânda, se ridică de pe pământul umed. Cred că e deja timpul să te duci la culcare, ca să nu-ți pierzi sănătatea pentru întreaga viață printr-un sectarism neînțelept și irațional. Răspunse o voce severă. Ana aproape că se sperie de Cozima, care apăruse atât de brusc în fața ei și o privea atât de aspru și de rece. Mă duc deja, domnule, răspunse ea umil. Noapte bună. Asta răsuna deja ceva mai prietenos, chiar dacă era tot distant. Dar Ana nu-i mai dădu nicio atenție.